Duminica aceasta, înalt preasfințitul Părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din comuna Udești. Ierarhul a resfințit aici pictura interioară a Sfântului Locaș și a săvârșit Sfânta Liturghie. Cât de mult chinuiește diavolul pe om, pe omul care se lasă în mâinile lui prin păcatul pe care se vârșește, am înțeles de Sfânta Evanghelie de astăzi. Deci acel om, stăpânit cu totul de diavol, nu locuia cu oamenii, ci morminte și dezbrăcat. Și când l-a întâlnit Mântuitorul Iisus Hristos, diavolul a strigat către Mântuitorul: ce ai cu noi, Iisus, ai venit aici să ne muncești înainte de vreme, pentru că Mântuitorul vrea să-i dea sănătate. Și a dat sănătatea cuvenită. Și diavolul atunci a spus: dacă ne scoți din omul acesta, dă nevoie să intrăm în turma de porci. Și l-a dat voie și porci s-au înnecat în lacul, în marea unde se aflau ei. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon. Am început ceea ce poate că era necesar de făcut, renovarea picturii, bineînțeles afară de celelalte multe lucrări care s-au mai făcut, dar pentru mine ca preot zic că cea mai importantă așa lucrare care am făcut-o este renovarea acestei picturi, care iată astăzi în alt preasfințitul Pimen, împreună cu părintele protopop și soborul acesta de preoți, a venit ca să resfințească pictura. Preasfințitul Părinte Pimen ne-a onorat cu prezența dumnealui, a fost un privilegiu, o onoare și o mare bucurie pentru noi să-l avem în mijlocul nostru. Pe această cale îi transmitem sănătate, ani mulți de acum încolo, în misiunea creștinească, arhierească, încredințată de bunul nostru Dumnezeu. Ansamblul parohial cuprinde pe lângă Biserica Mare, Clopotnița, Casa de Prăznuire, o fântână și construcții anexe.